Salutare tuturor, sunt Andrei Radu, bine ați venit la E-Plan. Invitatul meu de astăzi a lucrat timp de 17 ani în industria telecom, după care a luat calea antreprenoriatului, punând bazele companiei Postis, al cărei CEO este în prezent. Postis este prima platformă din România de management integrat al livrărilor, care folosește tehnologia pentru a optimiza procesul de livrare în e-commerce și pentru a ajuta companiile să ia decizii de business bazate pe date concrete. Dacă în plan profesional este absolvent al London Business School, în plan personal a jucat și fotbal la juniorii Rapidului. Îmi face plăcere să-i spun bun venit lui Mircea Stan, CEO Postis. Bine ai venit, Mircea! Bine te-am găsit, Radu, și bine, îmi pare bine că ne vedem. Mă bucur că ești alături de noi. Înainte de toate, să începem cu începutul. Ce este Postis? Ce face Postis în sprijinul magazinelor online? Postis este o platformă software care ajută magazinele online să simplifice toată interacțiunea pe zona de logistică și transport. Pe scurt, Postis, ne place nouă să spunem, democratizează accesul la serviciile de transport și simplifică toate activitățile complicate cu care magazinele online nu vor să-și bată capul când este vorba de logistică și transport. Ce înseamnă democratizează serviciile de transport? Adică, uite, eu am un business online, da, vând carte în momentul ăsta. Da. Cum mă ajuți tu pe mine? Dacă eu vin la tine și spun, dragă Postis, uite, am aflat despre tine la E-Plan. Hai să vedem cum mă poți ajuta în business-ul meu, concret. Concret. Păi, în primul rând, sunt multe opțiuni în piață. Și nu numai că sunt multe opțiuni în piață, când vorbim de zona de logistică și transport, clienții își doresc să aibă foarte multe opțiuni. Să ne uităm ce s-a întâmplat și în special datorită pandemiei. Vrei să-ți livreze o carte foarte repede sau vrei să-ți livreze la un anumit moment de timp sau vrei să-ți livreze la un punct fix. Toate astea necesită o complexitate din partea magazinului online. În loc să-ți bați tu capul și să te integrezi cu diversele soluții, Postis are deja integrate foarte multe opțiuni de livrare și accesând platforma Postis, poți să ai acces instantaneu la toate opțiunile respective. Deci din punctul tău, din aceea zi, poți să accesezi orice variantă de soluție de livrare. Deci practic voi integrați mai multe companii de curierat din România, da? Da. Nu mai trebuie să fac eu ca magazin online contract cu fiecare companie în parte. Asta trebuie să sau faci. Trebuie să o fac. Trebuie să da, faci. Deci nu scap de nu scap de asta, de dar chestiunea e doar asta. O chestie de formalitate. Bun, și apoi voi ca cum să spun așa, ca un all seeing guy, cei care vedeți exact cum se mișcă fiecare curier, veți decide care e curierul potrivit să-mi livreze mie coletul de aici în Sighetul Marmației? În primul rând, ai posibilitatea să alegi. Da? Deci, tu zici, domne, ok, vreau să livrez carte. Așa cum spuneam mai devreme, vrei să livrezi în timpul zilei, în weekend, la puncte fixe. Ca să ai posibilitățile respective, trebuie să fie disponibile. Deci noi ți le facem ție mult mai ușor disponibile. În al doilea rând, după ce ai semnat contractele cu diversele companii de curierat sau, să zicem, serviciile de transport, în momentul respectiv zici, ok, dar cum le pun eu să fie disponibile pentru clientul final ca să aleagă? Și care este cea mai bună opțiune de a alege, de exemplu, dacă este pe final de săptămână și vreau să fac livrarea acasă, nu se face livrare în weekend, poate vreau să o livrez la un punct fix, la un loc. E, toate astea, ca să fie mult mai ușor de gestionat de către magazine online, noi îi ajutăm cu diverse componente software ca să fie mult mai ușor de accesat de către ei. După ce le ai disponibile, te gândești, ok, cum îmi aleg eu care este cea mai bună variantă pentru mine sau pentru clientul final? Nu e un proces foarte simplu de făcut, pentru că în momentul în care tu ai 3-4 opțiuni pe care le pui disponibile pentru clientul final, iar ne întoarcem un pic în zona de logistică. Am și, nu știu, mai multe puncte în care stochez marfa și așa mai departe, complexitatea crește exponențial. Și atunci noi le facilităm și zona asta de alegere. După care te uiți la, dom'le, ce este bine pentru mine, pentru clientul final, care este calitatea, cum o măsor, după ce se face procesul de livrare, cum măsori ăsta, care este satisfacția clientului. Toți factorii ăștia sunt elemente care aduc o complexitate și mai mare. Și nu în ultimul rând, cum pot să fac eu un magazin mai mic sau mai mare să am o experiență de cumpărare personalizată, ca brandul pe care eu îl reprezint să fie pus în contact cu clientul final pe tot fluxul de cumpărare, care de cele mai multe ori, din păcate, în viziunea magazinelor online, se termină
Atunci când... Când a plasat clientul comanda da, pe site. În checkout. După asta, nu mai continuă comunicarea, să zicem, sau nu mai se identifică brandul respectiv cu zona de livrare. Ceea ce este greșit. Clienții finali își doresc asta. Ei vor să rămână în contact cu magazinul Andrei Book, să zicem, sau nu știu cum se numește magazinul tău. Mi-ai dat o idee, uite, sună bine. Da. Deci, pe scurt, nu neapărat că clienții își doresc chestia asta, clientul vede întreaga experiență ca pornind de la magazinul Andrei Books, da? Da. Până în momentul în care el primește coletul acasă. Și după aia. Și după. Noi le oferim niște servicii și post-livrare din zona asta de captat, feedback. Și... Asta vreau să te întreb, da. Că ai spus mai devreme, apropo de feedback, voi trimiteți și feedback în numele clienților voștri, clienții voștri fiind magazinele online. Da. Prelungind experiența de cumpărare ca fiind identificată ca parte din experiența de cumpărare a magazinului, în momentul în care livrarea se finalizează, imediat poate să dea un feedback vis-a-vis de comanda respectivă. Adică e foarte precis. Eu am avut o interacțiune de cumpărare cu magazinul Andrei Book. Din momentul în care am văzut primul ad, sau nu știu, cum am aflat despre Andrei Book, am intrat pe magazin, am cumpărat, am plătit sau n-am plătit, mi se livrează cartea, știu că este tot de la Andrei, după ce am făcut livrarea zic, ok, cu cât de mulțumit am fost eu de experiența de cumpărare de la Andrei. Da? Nu că mi s-a livrat... Deci, bun, și primești un mail, un formular de feedback? Poate să fie mail, poate să fie SMS, chiar o să vezi, o să lansăm foarte... curând o aplicație prin care poți să dea feedback-ul prin aplicație vis-a-vis de experiența lui de cumpărare. Iar dacă e nevoie, ar putea să interacționeze eventual și pentru zona de returnare de produse. Și alte direct în servicii, aplicație. Da, în aplicație, inclusiv, nu știu, servicii pot livra de instalare, de ridicat deșeuri, de... Hai că vorbim și despre asta. Dar overall, bun, am putea, este, să zicem, este corect spus că voi cumva simplificați tot procesul ăsta de logistică, livrare și așa mai departe. Cam ăsta este core business-ul vostru, da? Cum o facem? Cum o faceți e treaba voastră, da. Nu partea aia de tehnologie din spate. Da. Ok, hai să povestim un pic despre ce a însemnat sectorul de e-commerce în România anul trecut. Noi am publicat cifrele de piață, cred că săptămâna trecută, pe blogul GPEC. 6,2 miliarde de euro a însemnat e-commerce în România în 2021. Și asta a însemnat o creștere de 10% comparativ cu 2020. Acum, creșterea asta, cum o consideri? Pentru că trebuie să spunem chestia asta, la începutul anului trecut estimările erau ceva mai optimiste. Erau de 15, poate chiar 20% creștere și iată că a fost o creștere de 10%. Deci un pic sub nivelul așteptărilor, ca să spun așa. Cum ți s-a părut că a evoluat piața anul trecut și de ce această creștere ușor mai domoală? În primul rând, mi se pare că creșterea pe final de an reflectă realitatea. Trebuie să punem un context. În primul rând, veneam după un an 2020 care a fost foarte bun pentru zona de e-commerce. Și era puțin probabil ca să păstreze trendul. Asta era o chestie previzibilă. În al doilea rând, la nivel de capacitate de absorpție a pieței, din păcate, nu se putea mai mult decât atât. Adică există o anumită cantitate de bani pe care piața i-are și pe care este dispusă să-i dea pe zona asta. Dar este totuși o creștere foarte bună. Adică trebuie să rămânem în zona asta optimistă. Creșterea este bună, este sustenabilă în primul rând. Adică și trebuie să ne obișnuim că în viitorul apropiat ne vom menține în zona asta. Potențial de creștere există, pentru că dacă ne uităm în regiune și în general în Europa, România are o rată de, să zicem, o proporție, penetrarea comerțului online din total comerț undeva în jur de 11-12%, iar media în regiune este 20%, la nivel european chiar mai mult de 20%, deci există un potențial foarte mare de creștere, însă rata de creștere în următorii ani, inclusiv anul ăsta, o să fie o creștere mai aproape de, în fine, 10%, plus minus câteva procente, dar dacă rămâne așa, pe o perioadă, să zicem, suficient de mare de timp, este o creștere sustenabilă care va permite jucătorilor din piață, hai zicem, care vor rezista în piață, în primul rând,
să ofere servicii din ce în ce mai bune și să-și consolideze poziția. Dar asta nu o să fie foarte ușor. Competiția e destul de mare, vor exista presiuni și revin un pic în ceea ce facem noi. Dacă nu vei fi foarte aproape de clientul tău final și nu te vor identifica ca brand, iar ei nu vor avea o experiență de cumpărare plăcută și așteptările au crescut foarte mult, nu o să poți să reziști în piață. Nu mai există vremurile din trecut în care piața creștea indiferent ce se întâmpla cu 20-30% și atunci puteau să prospere foarte multe magazine online. Acum vor rezista din ce în ce mai puține, dar cei care vor rămâne își vor consolida poziția pe piață, iar creșterea lor netă o să fie mai mare decât creșterea medie a pieței de 10%. Deci cumva se sedimentează lucrurile, intrăm într-o etapă de consolidare, să zicem, a Cred pieței de e-commerce. Cred că și piața românească de e-commerce se va îndrepta către o zonă de, să zicem, maturizare și vom fi din ce în ce mai aproape de media europeană, unde, să zicem, există un număr semnificativ de jucători care au o pondere foarte mare din zona de e-commerce și după care sunt companii noi care apar sau care sunt marginale, dar care nu vor putea să reziste. Și asta va ține foarte mult cât de bine sunt pregătite magazinele să ofere o experiență de cumpărare plăcută, repet, de la prima interacțiune pe care o are cu brandul respectiv până la ultima interacțiune în momentul în care produsele vin la clientul final și pe măsură ce avansăm, se va pune un accent din ce în ce mai mare pe serviciile de post-livrare. Retur, garanții și alte instalări și alte servicii pe care trebuie să le ofer clientului post-livrare. Ok. Aș face o primă paranteză, o scurtă paranteză, că într-adevăr în 2020, comparativ cu 2019, piața a crescut semnificativ. A fost atunci un boost datorat de pandemie, 30% procent de creștere, 10% 2021 versus 2020 și anul ăsta, spuneai tu, că ne așteptăm poate tot în zona asta de un 10%. Te-aș întreba un pic și despre cum vezi lucrurile în contextul actual, care nu e foarte roz, trebuie să fim onești, da? Adică ne uităm la rata inflației, ne uităm la prețurile foarte mari în zona de energie, combustibil și așa mai departe, ne uităm inclusiv la ce se întâmplă în Ucraina și care va avea cu siguranță cel puțin un impact semnificativ economic, Doamne ferește de altceva mai rău. Cum crezi că vor evolua lucrurile în contextul ăsta în care, în mod uzual, atunci când se scumpesc lucruri, consumul scade? Cum crezi că va fi afectat sectorul de e-commerce anul ăsta în România? În primul rând, rămânem cu, să zicem, estimarea relativ optimistă că va crește cu, să zicem, în jur de 10%. Numai că creșterea nu va fi uniformă. Asta e o componentă la care vom asista din ce în ce mai mult în perioada următoare. Creșterea pe care o va avea e-commerce nu va fi uniformă pentru toate, să zicem, verticalele, pentru toate companiile. Vor exista, de pildă, din verticale, vei avea categorii care vor crește, altele care vor fi defavorizate? Exact. Deci vom avea, spre exemplu, verticale de genul FMCG, Pharma și Home and Deco, care vor fi vedete, au și un potențial foarte mare. Spre exemplu, zona de FMCG, dacă ne uităm în România, primii 10 jucători de FMCG din România au o cifră de afaceri de peste 10 miliarde de euro. În online, dacă e un procent. Deci acolo e un potențial de creștere extraordinar. Dacă am ajunge la 10%, asta ar însemna că 1 miliard de euro din zona de FMCG vor fi în zona de e-commerce. Nu o să se întâmple asta, dar oricum ce vedem este că zona asta are o accelerare în sensul de un ritm de creștere de 200-300% an de an. În al doilea rând, cum spuneam, se va produce o consolidare sau o concentrare a creșterilor pe anumiți jucători. Vor fi jucători care vor avea o cotă de și o creștere anuală poate de 20%, unii care vor stagna și vor fi și jucători industriei care vor scădea. Ok, și spuneai că vor fi și niște verticale care e posibil să scadă. Mi-ai dat exemple de cele care sunt pe trend de creștere. Unde te aștepți să vezi scăderi? În primul rând,
corelat cu inflația, dacă nu vor intra în categoria produselor necesare pe care chiar ți le dorești, vor rămâne din ce în ce pe o listă, să zicem, de nice to have. Nice to have. Și atunci zonele astea care nu mai țin de chestii esențiale, chestii de termen poate lung, de care tu ai nevoie, lumea nu o să mai cumpere. Deci aici poate să existe un recul, da, să zice. Chiar o creștere negativă ca să... Creștere negativă, da, interesant. Da. Spune-mi, te rog, apropo de jucătorii care vor stagna, vor dispărea, Doamne ferește, nu le dorim rău, dar ca idee, ce ar trebui să faci ca business online să continui să treci și peste perioada asta și chiar să crești? Care sunt nevoile acum? În primul rând, n-o să mai funcționeze amatorismul în zona asta. Adică competiția o să fie foarte acerbă, iar jucătorii care vor intra sau sunt deja existenți în piață și vor crede că se poate face e-commerce așa și așa, fără să ai un focus foarte clar. Să înțelegi, dom'le, eu sunt un business de e-commerce. Deci, core business-ul meu este partea de comerț. Atunci trebuie să investezi mult în zona, tot ce ține de marketing și zona comercială, iar zonele care nu țin neapărat de core business-ul meu, trebuie să mă bazez pe parteneri și soluții care să mă ajute ca experiența de cumpărare să fie una extraordinară. Dacă nu reușești să faci asta, va fi foarte greu să reziști sau să devii profitabil. Și va exista o tendință în piață anul ăsta și poate și mai mult anul viitor, în care se va cerne foarte mult zona asta de jucători din zona de e-commerce. Și ce facem? Ajungem la un comerț al brandurilor, al jucătorilor brand mari? Dacă e să pariezi, să zicem, într-un fel sau altul, ăsta va fi pariul. Vor rămâne pe piață doar branduri recunoscute, care țin, în fine, în primul rând, brandul e un cumul de factori care pleacă de la încredere. Asta o să vezi. Ține și de mișcarea asta de, spre exemplu, care a apărut, plata cu cardul. Unul dintre factorii principali de a nu plăti cu cardul online este neîncrederea în magazinul la care cumperi. În brandul respectiv, corect. Da. Și asta e parte din brand. Cu cât îți consolidezi brandul, noi am văzut. Există, în terminologia asta anglosaxonă, un flying wheel care se autopropulsează. Ai plăs cu cardul, rată mai mică de refuz. Ai rată mai mică de refuz și oamenii îți acceptă produsele, plătesc din ce în ce mai mult cu cardul. Și așa mai departe. Sunt chestii care devin din ce în ce mai benefice pentru magazinul online, pe termen mediu și lung. Și toate astea îți dă posibilitatea, de exemplu, să ai o eficiență operațională din ce în ce mai bună. Factorii ăștia toți vor duce ca, să zicem, într-o variantă de asta foarte simplificată. Magazinele, am zis eu, care au o zonă mai amatoristă, care n-au o eficiență operațională foarte bună, nu vor rezista. Cele care vor avea o eficiență operațională bună vor rezista, își vor consolida brandul și vor avea o cotă de piață din ce în ce mai mare. Care crezi că sunt, în opinia ta și din analizele voastre, că ați și analizat un pic, aveți și un raport interesant, care crezi că sunt principalii factori de decizie în momentul de față, principalii factori în luarea deciziei de cumpărare de către consumatorul final? La ce se uită el și ce vrea de la magazinele online? Ca să ne dăm seama cât de mult contează diverse, adică unde ar trebui să pună magazinul accent pe diverse servicii. Da. Cred că dacă ar fi să simplific un pic și să însumezi toate într-un singur cuvânt, ar fi conveniență. Cumpărătorii se așteaptă în momentul în care vrea să cumpere ceva să-i fie cât mai facil să găsească produsul respectiv, să îi răspundă din timp la toate întrebările, să nu pun tot fel de întrebări de genul am sau nu am garanție, e produsul original sau nu, e ceea ce îmi trebuie, adică să-i răspundă la toate întrebările astea înainte să ajungă pe site sau când a intrat în site foarte repede. Din momentul în care mi-am clarificat că este produsul pe care eu vreau să-l cumpăr și chiar vreau să-l cumpăr, toată experiența asta de cumpărare în site să fie ușoară, simplă, în fine, într-un limbaj de ăsta foarte popular, dar e și o chestie de realitate de care trebuie să țină. S-au mutat foarte mulți oameni în online, inclusiv bătrâni. Dacă un om mai
în vârstă, poate cu un nivel mai redus de educație digitală, să zicem, nu poate să facă lucrul ăla și pentru el e complicat, nu o să o facă. Deci dacă nu e foarte simplu și intuitiv, nu o să o facă. După care, experiența, să înțeleagă că experiența lui de cumpărare nu se termină în momentul în care își bagă cardul și a plătit. Trebuie să mai existe o bucată de vreme în care magazinul trebuie să rămână în contact cu clientul respectiv. Și eu chiar cred, nu numai că noi facem parte din zona asta, dar va deveni o componentă importantă. Gândește-te la tine. În momentul în care cumperi un produs, mai ales dacă e un produs pe care ți-l dorești, ai două momente importante care îți creează emoții. Odată când îl alegi și zici, Dumnezeu, este produsul pe care îl vreau, după care există o perioadă de așteptare pentru că tu ai comandat produsul pe site și aștepți. Poate să fie o oră, o zi sau mai multe zile. Zona asta de așteptare, dacă nu știi să o gestionezi cum trebuie și zici, nu e treaba mea, se ocupă curierul X sau Y de livrare, iar dacă se întâmplă ceva, iar e foarte greu să ajung în zona de customer support, vei pierde. În zona asta de conveniență va conta din ce în ce mai mult ceea ce se întâmplă pe zona asta de post-livrare. Și asta o vedem, de exemplu, și în ce măsurăm noi, în zona asta de Net Promoter Score. Au luat în zona de chestii normale, că așa se întâmplă, toată acțiunea sau interacțiunea cu brandul până la checkout și se așteaptă să aibă aceeași experiență și post-checkout. Evident. Și din punct de vedere, nu știu, livrare foarte rapidă, ultra rapidă, este deja un trend în România? Este, da. Da? Pentru că termenul standard de 24 de ore este, așa cum am spus, standard. Adică deja ne așteptăm cam a doua zi să primești coletul pe care l-ai comandat, produsul pe care l-ai comandat astăzi. Dar văd că odată cu dezvoltarea zonei de aplicații de livrare, care a crescut spectaculos acum în pandemie, timpul de livrare devine din ce în ce mai scurt, adică câteva ore în aceea zi. În aceea zi, da. Există trei categorii mari de, să zicem, cumpărători sau, de fapt, de momente de cumpărare. Pentru că același cumpărător poate să se plaseze într-una din categorii. Este tipul de cumpărător nerăbdător, vrea să aibă produsul repede. Și asta se întâmplă de obicei pentru produsele de care ai nevoie foarte repede sau este un produs care îți creează o emoție puternică. Vrei să-l ai imediat. L-ai cumpărat, vrei să-l ai într-o oră. Mă regăsesc aici. Da. Aici, da. Asta e tipul de cumpărător, foarte nerăbdător. Și aici, în zona asta, există o creștere destul de mare pe zona de soluții de livrare rapidă sau ultra-rapidă, într-o oră, două. După care mai este o categorie de oameni care zic, dom'le, eu vreau să-mi construiesc eu singur agenda. Nu vreau să mă sune curierul, să zic că ți-am adus produsul, dar nu pot, că am alte chestii de rezolvat. Vreau să mă duc eu când vreau să-mi ridic singur produsul. Și aici este trendul ăsta de livrat la locuri. Vine produsul acolo și știu eu că pot să mă duc peste o oră, peste două, seara. Și tu, ca și client, ai flexibilitate. Exact. Îți alegi interval. Asta este tipul de livrare. Client care el vrea să-și organizeze singur agenda, să nu mă bate cineva la cap. Și al treilea? Și al treilea este cel care vrea să știe un moment precis în viitor când va veni marți. Da? Deci eu îmi programez într-o anumită zi, la o anumită oră, să mi se livreze produsul. Da? Asta e livrarea programată. Mai ales dacă sunt produse poate mai mari, la care am nevoie și de niște servicii de post-livrare. De exemplu, instalare, validare, testare, poate probă. Da? Deci vreau să fie la un anumit moment, mai ales că acum agenda noastră personală și nu numai, e foarte complicată. E greu de să zici, dom'le, ce fac în timpul zilei. E destul de dinamic. Corect. Statistică Eurostat. 32% din consumatorii europeni cumpără de la magazine online din afara țării lor de origine, adică cross-border. Da? Cum ți se pare că funcționează magazinele online în România în direcția asta? Cât de deschise sunt pentru a se internaționaliza ca business și în ce măsură este o oportunitate pentru ei? Aici, să zicem, dacă e să simplificăm un pic discuția, sunt două categorii mari. Sau în fine, două curente care sunt în piața de e-commerce. Pe de o parte,
mulți jucători din zona de e-commerce și-au dat seama că piața din România nu este o piață foarte mare. În fine, poate că e un... E o piață în creștere. E o piață în creștere, e o piață în dezvoltare. Nu e o piață suficient de mare ca să-ți ofere foarte multe oportunități. Și atunci... Dacă ne comparăm cu UK, da, nu e o piață mare. Un motor de creștere, pe lângă că tot am spus, domne, trebuie să ne obișnuim cu 10%. Un motor de creștere ca să fie mai mare de 10% este să ieși din piața noastră. Da? Deci dacă noi avem o anumită capacitate de absorție în zona de cumpărare, trebuie să te duci pe alte piețe. Și asta, o parte din jucătorii de e-commerce au dat seama că zona de cross-border nu mai trebuie să fie o opțiune care să lipsească din magazinul lor. Este semnificativă această parte sau e încă mică procentul celor care și-au dat seama că e important cross-border? Din păcate, procentul este foarte mic. Adică aici vorbim de procente. Adică 1, 2, 3, deci nu, până în 5% din companiile de e-commerce din România au în, să zicem, opțiunile lor și zona asta de cross-border. Oare de ce? Ai identificat sau există vreun motiv pentru care le e teamă să facă pasul în afară? În primul rând, cred că a fost comoditatea. În momentul în care ai avut un ritm de creștere de 20-30%, cea de nu merit. A doua, și aici, din păcate, e o chestie structurală, mare majoritatea companiilor de e-commerce n-au o componentă strategică pe termen mediu și lung. Într-adevăr, zona asta de cross-border, eu cred că va fi foarte importantă pentru toate magazinele de e-commerce din România, numai că trebuie să ai răbdare. Adică nu e aceeași efort de a ieși pe o piață externă ca a livra, să zicem, produsele în România. E mult mai complicat. Dar trebuie să ai răbdare să-ți faci un plan pe 2-3 ani de zile. Și o să, să zicem, producă rezultate semnificative. Și de asta zic că aici e o problemă cu proprietarii, ca să zic, în fine, antreprenorii din zona asta de e-commerce, că nu au exercițiul ăsta de a-și face planuri pe termen mediu și lung, vor să aibă doar rezultate pe termen scurt. Și atunci asta o să... Dar pe măsură ce se vor obișnui cu ritmul ăsta de creștere mai mic, vor fi nevoiți să se ducă și către exterior. Și nu o să mai existe opțiunea asta dacă o faci sau nu o faci, ci trebuie să o faci și la ce nivel. Mai ales în contextul în care sunt tot mai multe business-uri internaționale care se localizează în România. Cel puțin în zona de fashion vedem foarte multe, știi, aliniate, pentru că, evident, în țara lor de origine, piața e deja matură și dacă vrei să-ți dezvolți un business, trebuie să ataci alte piețe. Exact. Mircea, ne apropiem de final. Spuneai ceva mai devreme că lucrați la o aplicație. Zi-mi mai multe despre ce face aplicația asta și ce proiecte aveți în plan pentru 2022. Păi, să te luăm tot pe tine. Acum nu... Asta e, am pornit cu mine. Andrei, nu Andrei Books, dar Andrei Radu, care cumpără. La un moment dat tu cumperi produse de la diverse magazine și bănuiesc că te-ai identificat în, să zicem, situația asta în care te sună un curier sau primești un apel și zici, am de livrat ceva. Și stai un pic, ce am comandat? De la cine? Unde e? Mai ales dacă comanzi în mod frecvent, poate nu tu, dar soția ta e mai... Garantat. E mai harnică pe zona asta și ai 3-4 comenzi în același timp. Nu știi de la cine vine și cine îți livrează în anumite zile. Ce-ar fi dacă ai avea într-o aplicație toate comenzile tale? Să le vezi, să știi de la ce brand ai cumpărat, cu ce curier vine, când vine și eventual să și spună, dom'le, uite, o să vină în intervalul ăsta. Dacă vrei să interacționezi cu curierul, magazinul, să poți să faci dintr-o singură. Dar nu știu dacă te-ar ajuta să vezi și cât cheltuiești online. Asta e problema ta, nu problema soției. Ok. Dar da, ar fi cool, apropo de întrebarea ta, adică să ai totul centralizat într-o aplicație, indiferent de magazinele de la care cumperi. Exact. Ok, și aveți în plan sau urmează a fi lansată aplicația asta? Va fi lansată în următoarea săptămână. În următoarea săptămână. Da. Perfect. Asta e, cum se spune în presă, asta e o știre. Asta da? E o știre, da. Perfect. Îți tare mulțumesc, Mircea, că ai fost alături de noi. Vă mulțumesc tare mult și vouă că ne-ați urmărit. Sunt Andrei Radu. Până data viitoare, stay digital!